Astăzi a fost luată și o primă măsură împotriva medicilor care, prin comportamentul lor, au ucis un băiețel. Aceștia au fost suspendați pe perioada anchetei, iar spitalul a fost amendat cu 10.000 de lei. Deciziile au fost luate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Argeș. Oamenii veniți la mitingul organizat în memoria micuțului și împotriva nepăsării care l-a ucis spun că vor să forțeze autoritățile să ia măsurile legale care se impun și să nu mușamalizeze cazul, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori. Cu bani, poate ieșiți afară, nene! S-au luat unele măsuri pe care o să vi le comunic acum. A fost sancționat contravențional Spitalul Municipal Curtea de Argeș cu amendă de 10.000 de lei și au fost suspendați cei doi medici pediatri pe perioada cercetării. La protest a fost și mama Carolinei Bănățeanu, o tânără de 18 ani care a murit în luna octombrie anului 2013 după ce a fost plimbată între spitalul din Curtea de Argeș și alte unități din țară, iar femeia spune că dacă s-ar fi acționat la timp, copila ei ar fi trăit și azi. Ieși afară! Ieși afară! Ieși afară! Ieși afară! Ieși afară! Ieși afară! Bobiță sau Bogdan, așa cum îi spuneau părinții și rudele lui Andrei Eugen Turcu, a ajuns cu durere abdominale la spitalul din Curtea de Argeș vineri seara, însoțit de mama sa. Medicul de gardă l-a diagnosticat cu o gastroenterocolită și sindrom de deshidratare severă și a decis să-l interneze. Andrei a fost văzut și de directoarea spitalului, care a apreciat că nu este necesară o intervenție chirurgicală, iar apoi un al treilea medic l-a preluat la schimbul de tură pe băiețel. Deși starea lui se agrava, nimeni n-a făcut nimic, iar copilul s-a prăpădit în brațele mamei sale la numai o zi de la internare.